Pentru a doua oară, Curtea Constituțională a României a stabilit că legea trebuie modificată, legea care prelungește practic la infinit termenele de prescripție, legea care permite lipsa de celeritate atât din partea procurorilor cât și din partea judecătorilor. Nu numai că ea doară când se stabilește acest lucru, dar de data asta CCR a venit și cu precizări, în sensul că de îndată Parlamentul trebuie să se întrunească și să modifice această lege strâmbă. Dar până una alta, nimeni încă nu ne-a spus, nici măcar CCR-ul, dar o să vedem în motivare, ce procese pot fi rejudecate pentru că nu au fost respectate normele constituționale. Care sunt persoanele care vor putea beneficia de decizia CCR-ului.